un tort tipic pentru spiritul românesc. Asta e o observație foarte bună pe care a făcut-o Livius Ciocârlie într-o carte despre Cioran, pe care a scris-o despre Caietele lui Cioran. În ce sens e tipic pentru spiritul românesc? E un autor care se vaietă, care deplânge, conform mentalității arhaice care s-a prelungit fără termen, fără limită în România, deplânge greutatea de a trăi și neajunsul de a te fi născut. Pe de altă parte, Cioran este caracteristic pentru provincia în care s-a născut, și anume pentru Transilvania. Transilvanenii au un spirit istoric, combativ, constructiv. Ei vor tot timpul să îndrepte lucrurile. Iar Cioran a avut în el acest spirit, și asta la violența din textele lui se datorează în mare parte frustrării de a nu fi ținut, ca în versurile acelea frumoase ale lui Rilke, de a nu fi ținut în mâna lui Dumnezeu, de a nu avea certitudinea că e ținut în mâna lui Dumnezeu. Questo è uno dei miei libri preferiti, un libro a cui tengo molto, che tengo sempre nella mia libreria lì al primo posto. Sono passati 6 anni da quando è uscito questo libro ed è stato un bellissimo regalo che mi ha fatto Roberto, il mio traduttore preferito. È un libro a cui tengo molto, che amo molto. Rațiunea pura, stau chemuită în mine ca o fiară la pântă. Oho, nimeni nu mă privește în privire, nimeni nu mă atinge, javra trupului meu se contractă, scâncește, nimeni în preajmă, nimeni n-ascultă, nimeni râvnește. Vreau să mă fac auzită, vreau să exist, vreau să țip. Cu gesturi experte, rațiunea pură amendează în gură Batista. Critica rațiunii, vrăjmașul întreabă: pentru ce, Domine, ne-ai făcut bărbat și femeie? De ce ai tăiat sfera, planeta aceea de carne fierbinte? Nu există răspuns. Javra trupului meu se lasă ucisă cu pietre. Cu gesturi precise, bace, rațiunea pură îmi îndeasă zilnic în gură Batista. Ragione pura. Sto raggomitolata in me come una fiera alla posta. Oho, nessuno mi guarda nello sguardo, nessuno mi tocca. Il randagio del mio corpo si contrae, guaisce. Nessuno nei dintorni, nessuno ascolta, nessuno brama. Voglio farmi sentire, voglio esistere, voglio gridare. Con gesti esperti, la ragione pura mi caccia in bocca il fazzoletto. La critica della ragione, l'avversario, domanda: perché, Domine, ci hai creato uomo e donna? Perché hai tagliato la sfera, quel pianeta di carne rovente? Non esiste risposta. Il randagio del mio corpo si lascia uccidere a sassate.
con gesti esperti, precisi, la ragione pura mi caccia quotidianamente in bocca il fazzoletto. Nella mia viitoare inima, amuțite sunt marile lucrări ale facerii, tăcute lucrurile, nimic nu mai vorbește. Un soare alb ca o lună de carton, un soare de doi bani luminează peisajul, întinderea aceasta prăbușită în sine. Un lucru de nimic este și inima mea nemaiubitoare, pentru beznă, pentru rău se deschide ea la căderea morții. Non più amante il cuore. Mute sono le grandi opere della creazione, silenziose le cose. Nulla più parla. Un sole bianco come una luna di cartone, un sole da due soldi illumina il paesaggio, questa distesa, crollata in sé. Una cosa da nulla è anche il mio cuore non più amante. Per la tenebra, per il male si dischiude esso al calar della morte. N-am putut împiedica nenorocirea. Aveam o mașină cu care puteam ajunge oriunde și trece peste orice și o conduceam cu mare artă și mare viteză pe un drum în lucru, unghiula, peste canalul Morii nu mai era niciun pod. Priveam apa întunecată sperând că la o adică, la mine în sat, sub Hagău, peste apa sâmbetei, pot zbura sau sări. Era noapte, mergeam spre casa noastră ca spre paradis. Eram îmbrăcată în alb, mergeam cu viteză maximă, călcam accelerația, călcam legile în picioare. Doar o să ajung la timp în anul 1954, luna iunie, doar o să reușesc să împiedic cumva catastrofa. Conduceam nebunește prin noapte, am ajuns lângă moară, sub Hagău, dar peste canalul Morii nu mai era niciun pod, nici o punte, nimic, iar peste un asemenea canal nu poate trece nici pasărea în zbor. Nu ajung la vreme în anul 1954, luna iunie, când ei s-au iubit. Nu pot nici cum să previn catastrofa, mi-am spus și m-am oprit. Non ho potuto impedire la disgrazia. Avevo una macchina con cui potevo arrivare dovunque e passare sopra ogni cosa e la guidavo con grande arte a gran velocità su una strada spigolosa di lavori in corso. Sul canale del mulino non c'era più nessun ponte. Guardavo l'acqua oscura sperando che ad un certo punto nel mio villaggio sotto la collina al di sopra delle acque della morte potessi volare. O saltare. Era notte, ero diretta verso casa nostra come verso il paradiso, ero vestita di bianco, procedevo alla massima velocità, pestavo l'acceleratore, calpestavo ogni legge. Dai che arrivo in tempo all'anno 1954, mese di giugno, dai che riesco a impedire in qualche modo la catastrofe. Guidavo come una pazza nella notte, sono arrivata al mulino sotto la collina, ma sul canale del mulino non c'era alcun ponte, alcuna passerella, nulla. E sopra un canale del genere non può passare neppure un uccello in volo. Non arrivo in tempo all'anno 1954, quando loro hanno fatto l'amore. Non posso in alcun modo prevenire la catastrofe, mi sono detta. E mi sono fermata.